Petrolul e la un pas de finală. Gruparea ploieșteană s-a calificat în semifinalele Cupei României. Dubla lui Bochila a învins teama jucătorilor de a nu bate Chiajna. Scorul putea fi mult mai mare, însă numai Gicu Grozav a ratat 6 ocazii clare. Suporterii au trăit finalul cu inima cât un purece, mai ales după ce mijlocașul purece marcase din penalti. S-a terminat 2-1 și fotbaliștii au dedicat calificarea și acționarului Florian Walter, iar fanii de-abia așteaptă să vină cupa la Ploiești. Emoții pe final? Bineînțeles, pentru că e greu să ajungi în semifinale, e greu să, mai ales ce am pățit ultimul meci cu Chiajna, când n-am reușit să înscriem, ne-am temut un pic, dar totul e ok când se termină cu bine. Arma numărul 1 a Petrolului este publicul și ținem să le mulțumim, pentru că ați văzut ce atmosferă frumoasă fac și le mulțumim și suntem datori să jucăm fiecare meci la sacrificiu. Pe voi vă afectează într-un fel situația asta care tot se continuă? Mai mult sau mai puțin te afectează, având în vedere că patronul nostru, dai seama că te gândești. Dar sunt sigur că nu a făcut nimic ilegal. Lumea spune că Petrolul poate juca fără probleme în finala în acest an. Pe asta ne dorim, noi ne dorim să câștigăm trofeul, să-l aducem la Ploiești. Dar mai sunt 2 meciuri la finală și sperăm să ajungem acolo. Nu numai lumea vede Petrolul în finală. Și antrenorul Ilie Stan susține că echipa lui Guriță se va bate pentru trofeu. Optimismul lui Ilie Stan a fost pe placul lui Contra, care nu a rămas dator. Vreau să mă întreb de câștigătoare. Câștigătoare? Păi, nu pot acum să... Eu vreau doar final. Finala Petrolul, sunt 2 lucruri care mă așez. Petrolul Dinamo sau Petrolul CF. Domnul Stan, am prezis, dacă pot spune așa, o finală, Petrolul Dinamo sau Petrolul CF. Sunt tot, să fie aici pe gura urită, domnul Stan. Ba chiar n-a costat la vizime cu Chiajna. Dacă a declarat asta, îl țin întotdeauna cu Chiajna. Lupii sunt indiferenți cu cine dispută semifinala. Află diseară, atunci când învingătoarea meciului Ceahlăul Oțelul va deveni adversarul Petrolului.